Unde credeți că suntem astăzi? Chiar la Strășești, o să asistăm la unirea a două destine frumoase, Cristian și Snejana. Este ziua anunții lor și le dorim multă fericire, bucurie și armonie în familie. Această surpriză, să știți că vine din străinătate, din partea tatălui Merese, care din păcate astăzi nu poate fi prezent la ceremonie. Vă apucați de mână și faceți un pas înainte cu piciorul drept. 1, 2, 3, 8. Iată așa, în viață, să pășiți mereu cu dreptul. M-a atins cu privirea și-am simțit că exist. Cu iubire și răbdare mi-ai vindecat sufletul trist. Respirăm împreună dragostea ce ne-a unit. Povestea noastră de iubire e un început fără sfârșit. Pentru că inima mea bate acum în inima ta. Când ne ținem de mână, zburăm împreună la stele. Mă strângi tot mai tare. Bună ziua, bună ziua! Mă bucur să văd o companiță așa de frumoasă, minunată, va chiar călduroasă aici la Strășeni. Da, sunt sigur că acum a apărut un mare semn de întrebare. Oare ce este cu acest băiat în doiul sărbătorii? Noi vă spunem că suntem o echipă care organizează surprize, iar astăzi avem o veste bună pentru voi. Dacă tot ne aflăm în centra bisericii, vestea bună. Și anume că prezența noastră o să vă lasă o amintire foarte frumoasă și niște experiențe deosebite. O să încercăm astăzi să vă dorim zâmbete, dar mai mult decât zâmbete avem cadouri pentru doi tineri. Pentru doi tineri care merită toată aprecierea și aplauzele celor prezenți în sală. Haideți să ne încălzim un pic! Aplauze, aplauze! Astăzi am onoarea să stau în fața a două persoane care au avut un curaj nemaipomenit. O îndrăzneală superbă de a face un pas important în viața lor, și anume căsnicia. Două inimi care bat ca una, două suflete, dar un singur gând. Cristian și Snejana! Aplauze, aplauze! Dragilor, astăzi este o sărbătoare foarte frumoasă. O zi extraordinară, o bucurie pe care o împărtășiți cu toți cei prezenți. Iar noi ce vă putem dori, dacă nu, fericire. Fericire este cuvântul cheie al acestui discurs. Vă dorim pace, vă dorim bucurie și armonie în familie. Fie ca viața voastră să se transforme într-un templu sfânt al speranței, al iubirii, să nu existe niciodată loc de resentimente, de indiferență unul față de celălalt, iar Bunul Dumnezeu să vă unească cu un destin fericit. Și iarăși fericire. Și iarăși aplauze pentru acele de bine. Mulțumim. Astăzi, da, am venit la voi, am fost ghidat totuși de cineva care vă iubește. Ține nespuse mult la dumneavoastră, atât la unul, cât și la celălalt. Încă nu vă dăm prea multe indicii, urmează dumneavoastră să răspundeți din partea cui poate vine acest gest, dar până atunci doresc să deschid o paranteză. În această încăpere plutește un sentiment foarte frumos, și anume dragoste. Mă bucur că ați lăsat inima să dicteze și să meargă acolo unde ar vrea ea să meargă. Cât mai departe, mai aproape de sufletul celuilalt. Din această cauză ne și aflăm astăzi aici, din cauza dragostei, căci dragostea asta strigă. Dragostea asta vă unește. Dragostea asta vă leagă și deveniți legați. Tu pe el, el pe ea. Aplauze! Da, v-am dăruit zâmbete până acum, un pic de bună dispoziție, o porție de atenție, dar avem și cadouri. Iar pentru început, pentru că avem o mireasă extraordinară, i-am pregătit ceva care o reprezintă cu adevărat. Și anume un buchet încântător de crizanteme, înmelesmat cu dragoste,
cu respect, cu afecțiune din partea cuiva care te iubește. Nu știu dacă mai mult decât Cristian, însă te iubește. Copilul Snejana este pentru tine. Arată-mi frumos eu duchetul, dar nu mai bine decât Snejana, trebuie să recunoască. Aici, da, se ascunde și un mesaj de felicitare pe care o să-l știm un pic mai târziu. Un alt cadou pentru voi, astăzi, este un vârf personalizat, în care a fost investită multă dragoste, de asemenea, multă pasiune, pregătit de un cofetar exclusiv, talentat, este personalizat cu o fotografie a voastră, o fotografie frumoasă, de altfel, de la un eveniment important și anume, cel de căsătorie. Vă putem observa cu inelul. Acesta va aparține și este inscripționat de asemenea într-un mod frumos. Știți, vă rog? Casă de beat. Cea mai de beată casă. Cea mai de beată casă. Poftim este pentru dumneavoastră. Îl primiți cum? În aplauze, în aplauze. Astăzi am venit la dumneavoastră vreo singur și însuțiți de două personaje. Primul este Cristian, un domn atrăgător, așa, salutare, un domn atrăgător, mereu elegant, îl putem observa astăzi cu cravată, atât în acest exemplar, cât și în exemplar viu, în carne și oase, este străduitor, este muncitor și am înțeles că își iubește nespus de mult soția, pe care o sărut acum de față cu toată lumea. Iată așa, iată așa, poftim. Iar al doilea personaj este, cum credeți, da, chiar Snejana. O mireasă extraordinar de frumoasă, care merită încă niște aplauze și multe complimente. Aceasta este pentru dumneavoastră. Așa. Un cuplu foarte frumos, vă asortați în aceeași culoare. Iar acum avem un exercițiu pentru voi. Vă puteți lua de mână și să faceți un pas înainte, dar cu piciorul drept. Vă apucați de mână și faceți un pas înainte cu piciorul drept, de dorit. 1, 2, 3. Iată așa, în viață, să pășiți mereu cu dreptul. Când vor apărea obstacole, să le faceți față absolut tuturor, să le depășiți cu brio. Iubirea voastră să dăunească chiar și peste ani. Trebuie să luptați mereu pentru fericirea familiei, copiii să nu întârzie sapa, să deveniți mândri, să vă iubiți, să vă apreciați unul pe altul, să vă respectați și nu în ultimul rând să zâmbiți. Ia zâmbiți, absolut o zâmbesc, să arătați mare bine. Am ajuns la un moment al surprizei când totuși am dorit să elucidăm din partea cui vine. Luat această procedură, pentru că șambiți, eu știu, eu știu, imediat vedem dacă știți sau nu. Deci, astăzi, o zi frumoasă de duminică, aici la Strășeni, în Biserica Vestea Bună, doi tineri și-au unit destine. Cristian și Snejana. Au primit o surpriză din partea unei persoane care ține nespus de mult la ei, iar acea persoană este. Aveți dreptul la, să zicem, trei variante de răspuns. O încercare de prima, da? De prima, da. De zero. Am spus o încercare pentru că știu niște găsește, părerea rău, și este de cum eu, care este psihotare, și cred că e unica variantă, nu mai am alte variante, dar vedem dacă am dreptate sau nu. Am înțeles, urmează să vedem. La început am spus că avem un mesaj de felicitare care se ascunde în buchet, iar acum am dorit buchetul să se împartă, dacă pasinează de cineva. Da. Și să-i rugăm pe mine să extragă, da, de exterior, dacă doriți să-l știți dumneavoastră, dacă nu, nu faceți. Alegeți? Da, nici o problemă. Felicitări frumosului cuplu, în ochii căruia strălucește dragostea, puritatea, sinceritatea și fericirea nesfârșită de a fi unul în altul. Astăzi, depuneți un jurământ în fața lui Dumnezeu
de Doamne să vă apreciați, să vă iubiți și să vă protejați reciproc mereu. Vă dorim ca viața de familie să vă fie ușoară și veselă, luminoasă și plină de bunătate. Vă felicit, dragii mei, cu dragoste, domnul Andrei. Bravo, aplauze, ar fi merit din prima, era prea evident, credem noi. Iar acum, după această porție de emoții, acordăm microfonul dumneavoastră și o să-i mulțumiți pe rând. Mai întâi fica sau mai întâi genera? Eu. Poftim. Și ea spune. Tata Andrei, îmi bucurăm foarte mult că, chiar dacă nu ați fost cu noi fizic, ați fost cu noi online, acolo, în internet, și ați văzut legământul în care am intrat împreună, legământul căsătoriei. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze ca un lucru vă doresc, când veniți acasă, să veniți în primul rând la noi. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și deja o să vă spun. Eu știam, de fapt, că să fie, nu știam. Intuiam, da? Și când dacă intuiam, nu am pregătit niciun cuvânt, dar o să spun ceea ce simt la moment. Este tatăl meu și iubesc, dar dacă am trăit foarte multe greutăți și foarte multe lucruri care cândva au făcut durere. Dar acum au rămas în amintiri pe frumoasă, pentru că este tata și au fost clipi și momente care nu o să uit. Îmi pare rău că nu este, dar îmi pare rău că nu ești. Dar îți mulțumesc mult pentru această surpriză și chiar am simțit te-am simțit un pic alături. Prin acest gest, mulțumesc mult și pe guvernul de acasă te așteptăm la noi. Mulțumesc frumos! Acest lucru va aparține. Ați menționat că amintirile frumoase rămân. Ei bine, amintirile frumoase rămân și se includ, se încadrează în fotografii de album. Aici putem observa trei fotografii foarte frumoase pentru că așa sunt și persoanele. Un portret care abia așteaptă să fie agățat, apernat undeva și să fie privit cu multă dragoste. Iar de fiecare dată când o să aruncați o privire asupra lui, să vă aduceți aminte de Cristian și Snejana, 30 ianuarie, Streșeni, Biserica Vista Bună, aplauze! Noi vă mulțumim frumos pentru reacție, pentru aplauze, pentru zâmbete, pentru timpul acordat. Iar acum am vrut să facem câteva fotografii. Mulțumim! Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.